Accident spectaculos în centrul Ploieștiului. O mașină s-a răsturnat în sensul giratoriu de la catedrală în urma impactului cu un alt autoturism. Femeia care se afla la volanul mașinii răsturnate a fost transportată de urgență la spital, însă fără răni grave. Din primele cercetări, se pare că șoferul celei de-a doua mașini este vinovat, întrucât nu s-a asigurat la schimbarea sensului de mers. Bărbatul însă nu recunoaște nimic. Dumneavoastră erați cu Mercedes-ul? Da. Ați dat peste doamna sau ce s-a întâmplat? Pur și simplu, a trecut pe lângă mine, ne-am atins, atât. S-a și răsturnat. Păi normal, nu vedeți? Care-i de vină? Stabilește domnul de la poliție, nu știu să vă spun. Mergeați regulamentar dumneavoastră? Da, cu semnal spre dreapta. Doamna? Pe banda 1, de înainte. Ploieștenii susțin că zilnic se pot produce accidente rutiere în sensul giratoriu de la catedrală, întrucât șoferii nu respectă regulile de circulație. Aici ai văd că nu fac preselecție și e posibil oricând să întâmple așa ceva. Pentru că după culoarul ăla o ia la dreapta, după culoarul ăsta o ia la stânga. Și s-a pocnit, să jură, aici e balamuc întotdeauna. N-am văzut nimic. S-a răsturnat. Cine? Cred că s-a răsturnat, am văzut doar când a luat-o pe doamna cu targa. Polițiștii au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.